să fac al doilea conservator, singurul conservator din lume, conservatorul superior de muzică flamenca, de muzică flamenco. Nu există un conservator superior, nu există un conservator superior mediu. Nu există un conservator superior în lume și nici în Spania. Este singurul din Spania, din Andalusia, în Córdoba. De Córdoba se spune că este capitala chitarei clasice și flamenco. Mă rog, mai mult flamenco decât clasica. Dar acolo toată lumea cântă la chitară. Acolo pe stradă se cântă la chitară. Acolo în baruri există se numesc tablaos. Penias sunt baruri unde se cântă, sunt petreceri private, unde vin dansatori, vin dansatoare, vin cantaori, cei care cântă, vin chitariști foarte mult, vin cei de la percuție, flaut, care e la fel, flautul flamenco este foarte deosebit de flautul clasic, la fel, are un alt timbru. Sunt multe diferențe, este o muzică foarte frumoasă, o muzică care mi-a plăcut întotdeauna, mi se pare extraordinară, ceea ce nu voi lăsa și bineînțeles că va fi muzica clasică, voi dori să continui cu ambele stiluri, nu? Muzica clasică să o continui, să fac ceea ce mi-am propus, să termin, și muzica flamenco la fel, și când voi da concerte să fie, spre exemplu, prima parte să interpretez piese clasice, piese spaniole, de ce nu, și partea a doua să fie de flamenco. Ceea ce ar mai trebui telespectatorii noștri să știe este faptul că ai câștigat o mulțime de premii naționale și internaționale pentru chitară clasică în cei 8 ani de studiu și, din câte știu eu, te-ai apucat oarecum târziu de chitară. Atunci când ai venit la Liceul de Artă Marin Sorescu din Craiova, mulți credeau că nu vei reuși să faci față, pentru că ai început cam târziu. Da, am început târziu. Am venit la Liceul de Artă Manisescu la vârsta de 14 ani. Era foarte târziu pentru instrumentist să înceapă la 14 ani chitară, nu? Am avut concursuri câștigate, premii luate în România, premii internaționale, premii naționale, olimpiade. În ultimul timp m-am axat mai mult pe concerte. Am avut un turneu în 2008 în Andalusia cu Orchestra Filarmonică Națională a Republicii Moldova și Orchestra de Cameră a tot atât Republicii Moldova. Am susținut 10 concerte, 7 au fost de Aranjuez, concertul de Aranjuez, e celebru, de Joaquin Rodrigo, și 3 de Antonio Vivaldi, un concert în re major. În localități ca Sevilla, ca Malaga, Nerja, Mancha Real, nu? Localitatea lui Don Quixote. Da. În 2009 am avut multe concerte solo, concerte de chitară clasică în Ateneul din Malaga, tot în Nerja, într-un teatru în Granada. Mai mult m-am plimbat prin sud, prin Andalusia, unde se știe că este locul chitarei, acolo am dat majoritatea concertelor. Ultimul concert pe care l-am avut, mă rog, dintre ultimele cu orchestra pe care l-am avut în Spania, a fost în decembrie. Se uniseră mai multe orchestre, nu, de la membrii, mai multe orchestre din România. Chiar două doamne de la orchestra de aici, din Craiova, au fost și am cântat acolo concertul de Aranjuez, unde m-a dirijat Maria de Angeles, o dirijoare foarte bună, care studiază cu maestru Octav Caleia, cel care m-a ajutat pe mine extraordinar de mult în carieră. Ceea ce mai știu este că publicul din Spania te-a primit cu foarte multă căldură, deși au auzit foarte mulți chitariști, chitara fiind de acolo, de la ei. Și totuși te-au primit atât de frumos datorită talentului tău. Ai putea să ne vorbești despre câteva dintre experiențele trăite în Spania, în Andalusia, așa cum spui tu? Da. În conservator mi se spune el romano che toca la chitarra flamenca. Pentru că sunt singur român care
cât au auzit ei, care poate să cânte la chitară flamenco, pentru că e muzica lor tradițională, nu-și pot explica cum un român poate să ajungă în țara lor să le cânte muzica lor, nu? Mă ar fi să vină un neamț să ne cânte nouă muzica noastră tradițională, nu? Și le place foarte mult. Unii mă întreabă dacă sunt hitan, dacă sunt țigan, pentru că țiganii au fost cei care nu au lăsat să se pierdă flamenco și care l-au menținut. Le spun, mi-a zis că nu sunt hitan, că îmi place extraordinar de mult acest instrument, că îmi place muzica lor foarte mult și mă primesc cu admirație. Mă ajută foarte mult, chiar mă aplaudă și eu vă țin, spun olei, da, sunt foarte apropiați. Publicul spaniol îmi place foarte mult, extraordinar de mult. Au o chestie a lor tipică, nu? Să mai strige din când în când într-o sală unde, spre exemplu, la noi e liniște, nu? Acolo se mai strigă, se mai spune bravo, ole, sigue, sigue, si. Și e foarte interesantă o experiență pe care nu am avut-o până acum. Cred că orice tânăr îndrăgostit de chitară ar visa să ajungă să cânte în Spania. Și totuși tu, până la cei 20 de ani ai tăi, ai reușit să ai turnee acolo, să susții concerte și să fii aplaudat de publicul spaniol. Sunt reușite extraordinare pe care poate nu reușeai să le obții dacă nu aveai și sprijinul anumitor persoane. Cine te-a sprijinit? Cui datorezi într-o anumită măsură acest succes, să spunem? Domnul Alexandru Iosub, dirijorul de la Filarmonica Oltenia Craiova, cu dânsul am și debutat la vârsta de 16 ani, am cântat un concert cu orchestra. Dânsul m-a prezentat unui dirijor numit Octav Caleia. Acesta m-a ascultat, i-a plăcut felul în care cânt, aveam un repertoriu cu multe piese spaniole, de chitară spaniolă și mi-a oferit un turneu în Spania unde să cânt concertul de Aranjuez pentru chitară și orchestră de Joaquin Rodrigo cu Orchestra Filarmonică Națională a Republicii Moldova. El a fost cel care m-a ajutat și la conservator, mi-a spus unde să merg, la Andalusia, mi-a spus unde aș fi mai bine să merg dintre celelalte conservatoare. Lor, domnul Alexandru Iosub și domnul maestru Octav Caleia, le datorez reușita mea în Spania. Le mulțumesc pentru că m-au ajutat și m-au sprijinit în carieră. Cel mai mare merit, bineînțeles că l-ai tu și cred că ai și muncit foarte mult. Sunt și multe sacrificii în spatele reușitelor tale. Ce ai putea să ne spui și despre acestea? Da, bineînțeles că sunt sacrificii. Sunt multe sacrificii. Obișnuiam în liceu să... Eram încă la liceu de artă Maisărescu și obișnuiam să mă trezesc la 4 dimineața, nu? Să iau un tren spre București la ora 5 și să ajung în București la 8, să schimb două metrouri și un troleu ca să ajung în Piața Sudului, unde mă pregăteam cu domnul Cătălin Ștefănescu
și să studiez 4 ore cu dânsul și apoi să mă întorc, ajungeam seara în Craiova pe la 6-7. Dar mi-a plăcut și zic că am meritat efortul pe care l-am făcut și, mă rog, sprijinul părinților, sprijinul lor, bineînțeles că este foarte important. Sunt violoniști, sunt de la liceu, mai sunt care au terminat și acum sunt la București, la conservator, și făceau la fel, îi făceau de la vârste mai fragede. Făceau de la 11 ani, spre exemplu. 11 ani să fii un copil, nu? Și să te duci, să mergi pe trenul la București-Craiova, mi se pare foarte dificil, nu? Eu totuși am început la vârsta de 15-16 ani, eram totuși mai mărișor până. Da, mă întâlneam multe ori cu cei de la arhitectură, din Gara de Nord, din țară, care veneau din Suceava, din Cluj. Tot mă simțeam norocos, pentru că eram doar la 300 de km de București, nu? Da, sacrificii trebuie să facem toți am făcut sacrificii, toți facem sacrificii. Nu se poate fără sacrificii în artă, în orice, nu se poate fără sacrificii. Aș dori să revenim puțin la concertele pe care le-ai susținut săptămâna trecută. Unul dintre ele, concert de chitară flamenco. Da, am susținut un concert la Muzeul de Artă. Am vrut să fac o paralelă între chitara clasică și chitara flamenco. Concertul a fost de chitară flamenco. Printre piesele de flamenco am explicat, mă rog, am explicat cum a ajuns flamenco, cum s-a dezvoltat, de unde a venit. Cuvântul, spre exemplu, provine din arabă, flamenco, vine din Felah min Gerard, care însemna țăran fără pământ, da, sau Flamencu, care însemna, era un oraș din un oraș antic, care s-a pierdut, am înțeles, din sudul Marocului. Am făcut așa o paralelă, am vorbit despre flamenco, despre istoria flamencului, despre unde s-a născut flamenco și evoluția chitarei clasice. Pentru că și chitara clasică, bineînțeles că și muzica clasică a extras teme din muzica tradițională, nu? Și se regăsesc foarte multe teme în piesele clasice din flamenco. Am vrut să fac așa o legătură între chitara clasică și chitara flamenco. Asta a fost concertul pe care l-am susținut. Visez să fiu în Cordoba, nu? Să fiu în Cordoba, acolo unde chitara este pe primul loc, este pe stradă, este în filarmonice. Spre exemplu, în Plața Mayor, Piața Mare, cum se spune, nu? Este plațele lor mari din centru. La ora fixă se aude o solea, un stil de flamenco, dar cântat la chitară, se aude câteva note acolo de chitară când este ceasul fix, nu? La fiecare fix, este o chestie extraordinară, adică n-am văzut asta în niciun oraș. Este un oraș fermecător pentru un chitarist, pe orice chitarist îl impresionează, îl lasă marcat, nu? Asta visez, să ajung acolo, să fiu printre ei, să cânt cu ei, să-mi fac o formație, nu? O formație nu numai de, adică o formație completă, o formație de dansatori, de cantaori, de percuție, de chitară, nu? Da. Așa să fie, Alexandru, îți mulțumesc mult că ne-ai fost astăzi alături, ne-ai introdus așa puțin în povestea ta, sperăm să te avem alături și cu alte ocazii, să ți se împlinească toate aceste visuri, să reușești să ajungi acolo la Cordoba, să-ți faci trupa despre care vorbești și de ce nu să avem și noi un român care cântă muzică flamenco acolo și este apreciat și de publicul din Spania. Mulțumesc! Toate cele bune, Alexandru, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci, toate cele bune, la revedere!